Da, Cocâșise, bună seara. Ți-l mai greșeau când erai mic. Da, normal, că nu-și asuma oamenii că trebuie să se scrie cum vreau eu să se scrie. Că scriau cum știau ei. Dar tăi, că nu te-au întrebat la nu m-au întrebat, Da. Dar să știi că mă bucur. Adică aveam tot timpul motiv de discuție cu oamenii de administrație, știi, cu stai un pic, că de fapt e, da, de ce? Și uite așa se lasă o discuție din nimic, știi, că la un cât și sunt. La starea civilă crezi că va fi la fel domnul Alexandru? Măi, cred că da. O să mă uit pe certificatul de căsătorie de 2-3-4 ore înainte pentru nume, de 2-3-4 ore înainte pentru măi, da sau nu, okay. Și încă de 2-3-4 ore înainte, cine știe. Să fii sigur că te-a luat, adică băi, fata asta chiar vrea să rămână cu mine. Da, și să știe că uite că ăla numele, că nu sunt altul, că cine știe poate îl voia pe ăla cu X. Știi, aici e problema. Hai să... Nu, eu aveam multe glume în minte, dar... Da, lasă, nu, lăsă-mă acolo. Da. Da, apropo de asta, că eu cred că oamenii de acasă vor să știe și mai ales fetele care se uită tot timpul la serialele în care apar tu. Așa. Că tu ești și băiat bine, ai așa și freza asta, ai freza asta de actor, boem, un pic cărunt, cu barba asta tot timpul. Foarte aranjat. Frumoasă reclamă îmi faci, deci un pic cărunt, deja mi-ai dat o vârstă. Păi nu, că ești bine, Silver Fox, o să fii Silver Fox în câțiva ani. Care e statutul tău actual marital-nemarital? Statutul meu actual marital-nemarital este un statut actual marital-nemarital. Deci e cineva acasă sau nu e cineva acasă? Că noi știam că ești aproape însurat. S-a aproape însurat? Da. Uleu. Cu cine? Dacă ai ști, ai spus. Situația este atât de încât o să, la un moment dat, știi? Ar fi cazul. Aia zic. Ar fi cazul. Bă, nu mă, dar fii atent, că eu mă întrebam așa, știi, că ce-o fi în sufletul unei fete când îl vede pe Dunaev la televizor? Că în sufletul meu e, îți zic sincer, sunt numai sentimente negative. Nu trăiesc numai sentimente negative. O invidie și o râcă și o... Da, pare rău ce pe să... Pe tine ca pe tine. Personajele, nu eu. Eu sunt om bun, eu sunt om fain, dar personajele sunt de bine. Am înțeles. Și pe tine ca pe tine. Dar pe Floroica. Deci am o... N-avem, nu suntem, nu putem ajuta. Nu suntem. Ce-o fi fost acolo? De genă, de ce-o fi fost? Da, îmi face. E o diferență, n-ai cum, nu. Bă, când îl pun pe ăla dezbrăcat în niște scene acolo și-ți face așa la triceps? De crapă cam așa pe el, de la tricepsul ăla. Ai văzut, mă, cum e? E, adică e un fel de competiție acolo pe platourile de filmare? Nu, e de admirat și punct. Unde ajung eu la... Nu. E de admirat. Sunt eu cu mine pe pătrățica mea, e el cu el pe pătrățelele lui mai multe, că na? Și da, tu citești cancanul de obicei? Mai citești cancanul? Dar ce trebuia să citești? Trebuia să citești despre colega voastră intitulată Lia. Așa. Da? Care acum e cu un domn de la știri. E cu Budnaru. Nu știu. Lia e cu Budnaru. N-ai? Nu știi? Nu știu. Hai, mă! Cât spun? Nici acolo pe platourile de filmare nu mai discutați, așa? Vin, îmi fac treaba repede, nu stăm, n-apucăm, că avem de muncă. Am înțeles, și tu după aia pleci, că mai ai și alte spectacole și alte alea. Da. Viața de actor, așa e viața de artist. Numai trist să nu fii. Așa. Am înțeles. În filme apăreți anul ăsta domnul Dunaev? Doamne ajută. Te întreb. Păi asta zic, doamne ajută, încă nu e. Deci nu te sunară? Vedem. Ai niște castinguri? Măi, sunt niște audiții date, da, evident că trebuie să dai 500 de audiții ca să iei una. Nu se știe încă nimic, evident. Dar sunt niște proiecte personale care o să iasă în curând. Dar la tine a fost... Adică avem Romeo și Julieta. Da. Undeva la final de luna iunie, la Palatele Brâncovenești de la Măgășoaia. Da. Cu o distribuție foarte largă, așa, mai mult din Adela și din așa și așa. Anca Sigartă, un regizor. Da. Chestie spectaculoasă, în aer liber. Superb. Și mai sunt niște proiecte personale ale mele. Uh-huh. Vedeți voi ce urmează, nu zic mai multe. Am înțeles. Dar la tine a fost noroc, a fost carismă, a fost talent. Ce a fost, domnul? E posibil să fi fost un pic din toate astea, dar undeva în proporție de, cred că, 10%, restul 90% a fost răbdare, muncă și... șansă, să zic, să mă vadă cine trebuie în momentul în care eram eu fix ce trebuie atunci. În momentul în care fruct a fost copt, gata, exact, de, cules. Gata de cules. Auzi, e adevărat aia, că eu tot timpul, eu mi-am dorit să mă fac actor. Da, zic sincer că nu m-am dus la un ATC, că a fost greu să merg la un ATC, că era mult de învățat. Așa, spune-mi, te rog frumos, e adevărat că uneori bate te îndrăgostești de colegele de platou? Da,
data asta și pe Toto. Măi, evident se naște ceva în situația respectivă, știi? În situația pe care o joci. Situația adevărat artificială, creată artificial de niște scenariști. Și se leagă ceva acolo. Da. Și există o chimie între actori, că n-ai cum să nu faci. Dar în momentul în care se zice stop, s-a întrerupt orice chimie. Și nu mai vorbești după aia cu ele. Pentru că suntem profesioniști. Și nu mai vorbești tu după aia cu ea. Mi-a plăcut scena asta astăzi când mi-ai pus mâna pe piept. Când... Ce prostii vorbești, măi, omule, ce prostii vorbești. Eu încerc să fiu profesionist aici în fața camerei. Fiți profesioniști, ce dracului. Să vorbesc despre lucruri tehnice, despre o teorie a actoriei și tot. Când îți spune mâna pe așa, pe la când îți spune mâna pe piept, da, da. Să mai vorbești după aia cu ea. Vreau să repetăm și mâine, că nu ne-a ieșit bine astăzi. Așa aș face. E foarte bine că nu te-ai făcut oată. Foarte. Mersi, te bani și te iubim, ești extraordinar. Ai o carismă la parte, să știi. Bine, nu ca Floraica, care e mai înaltă carisma la el. Și e mai... Da. E bine și cu carisma noastră, că vorba e. Mai mică. Hai, să fie, doamne. Să-ți faci treaba cu ea. Zi frumoasă, spune. Mersi.